Cea de-a doua ediție a Târgului de Vinuri de la Brașov, Transilvania Wine Fair, desfășurată la finalul anului trecut, nu și-a epuizat poveștile. Producătorii de vin ne vorbesc și astăzi despre cum a fost anul viticol trecut și cum arată acum vinurile românești. Din câte mi-au spus producătorii de vin, aici în Brașov consumatorul știe vinul, cunoaște vinul, datorită dumneavoastră. Ne bucură aprecierile astea. Noi încercăm într-adevăr să promovăm vinul, să arătăm că vinul se poate consuma la, adică să aibă un raport calitate-preț corect și nu numai vinul. Și cultura, facem și avem inclusiv lansări de carte, inclusiv teatru. Păi se știe, vinul este o poveste, vinul merge, se îmbină foarte bine cu cultura. Corect, așa e. De când ați deschis și un wine bar, este o afacere? E mai mult o pasiune. E mai mult o pasiune, dar ne sperăm să devină și o afacere. Când ați deschis? Anul trecut, în iulie. Ați adus mulți iubitori de vin. Oamenii care vin la dumneavoastră vor să învețe vinul, îl cunosc. Noi asta facem, încercăm în fiecare săptămână să aducem un producător să-și prezinte vinurile, să învețe pe oameni să bea vin, și cum se bea vin, cum se produce și așa mai departe. Deci, inclusiv în zona asta activăm. La dumneavoastră, de unde a început această pasiune pentru vin? De la regretatul Doru Dumitrescu. Acolo am fost prima oară în clubul de degustări ale lui. Câte etichete aveți în wine bar? Peste 400. Vinuri din toată lumea? Da, da, din toată lumea. Din lume nouă, lume veche. Încercăm să diversificăm cât mai mult. Gama 1000 de chipuri sună într-un fel. Aveți și etichete, de fapt, cu chipuri. Spuneți-ne despre aceste chipuri și vinuri. Despre 1000 de chipuri, așa cum ai spus, aș putea să spun 1000 de povești, așa cum îmi place mie să spun. Pot să spun doar câteva ca să terminăm mai repede. Povestea în sine, 1000 de chipuri, a plecat de la ideea de a ne promova pe noi ca și popor. Cum putem face treaba asta? Am spus noi că cel mai bine ar fi să ne punem un chip și un nume din popor. Fiecare etichetă poartă chipul și numele persoanei de la care noi am preluat parcela respectivă. Sunt cei care considerăm noi au început să facă vin, să planteze viță de vie în România, sunt bunicii, străbunicii noștri. Ei sunt cei care au început acest drum al vinului pentru noi, pentru România, iar noi suntem cei care le ducem la capăt visul lor. Sunt cei care au rămas fără terenuri pe perioada comunistă, cei care le-au primit înapoi cu retrocedările, iar ei, dacă vreți, atunci când au preluat, erau mult prea slăbiți, mult prea bătrâni să mai facă vin așa cum și-au propus. Și atunci, spunem noi, am apărut noi și în semn de mulțumire pentru ei le-am pus chipul și numele. Și aici, la Transilvania Wine Fair, ce vinuri ați adus pentru turistul de pe Valea Prahovei, pentru brașoveni? Am venit cu ambele game, gama 1000 de chipuri și încă 3 vinuri proaspăt lansate. Puteți degusta o tămâioasă românească, o fetească albă din dealul mare, un Pinot Noir, un Cabernet Sauvignon, cum îmi place mie să-i spun, grosolan de Cabernet, și un vin diferit, un Distinctis. Da, diferit prin nume în sine. Asta vroiam să adaug și eu, că acest Distinctis, care este un Merlot, este de fapt marea dragoste a proprietarului Podgoriei de la Fințești și a wine barului 1000 de chipuri. Dacă vreți, este copilul cel mai îndrăgit. Este un vin diferit, eticheta diferită, atât de mare încât coincidența
a făcut să-și pună amprenta pe etichetă într-un mod diferit, se termină în IS, sunt inițialele proprietarului, Ionescu Ștefan, Distinctis. Acest Merlot este un vin baricat? Distinctis este un Merlot ținut la baric timp de 3 luni, butoi de ștejar. Deci nu foarte mult baric? Nu, doar cât să-l facă diferit, doar cât să-l facă Distinctis. Un importator de vinuri la a doua ediție Transilvania Wine Fair, care de altfel a fost și la prima și se pare că vinurile dumneavoastră au mulțumit piața Brașovului. Cu ce ați venit în acest an? Da, anul trecut prima ediție a Transilvania Wine Fair a fost o surpriză plăcută pentru noi. Nu ne așteptam să avem atât de mulți vizitatori și atât de mult interes pentru vinurile pe care noi le aducem din Italia. Anul acesta am venit cu noi sortimente de vinuri din Italia, dar și cu ani mai recenți, evident 2013 față de 2012, dar cea mai mare surpriză cu care am venit pentru iubitorii de vin din Brașov, vinuri din Georgia. Sunt vinuri noi din Georgia, după cum știți, noi importăm vinuri de 4 ani din această republică fostă sovietică, dar anul acesta am găsit în sfârșit niște vinuri foarte potrivite pentru piața europeană, manieră de vinificare contemporană, occidentală, vinuri foarte fresh, cu note foarte simple, cu intensități mari aromatice, dar și o suită de vinuri vinificate în metodă tradițională, adică în gvevri, în vase de lut. Cum vă poziționați în piața noastră cu vinurile din import? Se știe că în ultima vreme românul s-a întors către producătorii noștri. Care este situația în momentul de față în piața? Încă suntem foarte competitivi în ceea ce privește raportul calitate-preț. Producătorii români mai au ceva de lucru aici, avem vinuri bune, dar părerea generală este că sunt ușor supraevaluate. Tocmai asta este rostul importatorilor în piață, să echilibreze oarecum prețul. Noi venim cu vinuri foarte bune, cu vinuri bine punctate și medaliate, pentru că este un reper destul de important, la prețuri foarte, foarte competitive. Printre vinuri trebuia să fie și mâncare. Ce anume, dumneavoastră ați participat și la prima ediție, ați făcut un real show aici, va fi și astăzi. Ce ne pregătiți? Păi, șeful Cezar vă pregătește astăzi ceva foarte simplu, un muș de vită cu dulceață de morcov, sfeclă și ardei iute, un piure de mazăre și sparanghel. Da, într-adevăr, nu poate fi vin fără mâncare, cum nici mâncare fără băutură. Știu că țineți foarte mult și vorbiți despre a mânca sănătos. Ce înseamnă să mâncăm sănătos? Românul, chiar am avut o discuție cu producători de produse tradiționale, care se știe că sunt un pic mai scumpe decât orice alt produs convențional, să-i spun. Și spuneau, domnule, românul mănâncă mult. Românul nu este obișnuit să-și cumpere acum o bucățică de, nu știu, parizer, să spun, și să mănânce două feliuțe. El mănâncă toată bucata pe care și-o cumpăra. Da, fiindcă din păcate nu avem ceea ce înseamnă filozofia de dincolo de gust. Adică să mănânci sănătos nu înseamnă, sau hai să o luăm altfel, să mănânci sănătos înseamnă să reduci cantitatea, în primul rând. Să-i dai creierului posibilitatea ca cele 30 de minute, zise de lege, mă rog, sau de știință, de cercetători, că în 30 de minute îți trebuie, sau cam atât ar lua informația de la stomac până la creier, pentru a transmite stare de sațietate, cred că asta trebuie să o înțelegem în primul rând. Doi, trebuie să vedem ce înseamnă să asociezi, sau mai bine zis, asocieri incorrecte vis-a-vis de alimentație. Trei, orele la care mâncăm, de cantitate am zis-o deja, și ce mâncăm. Asta este foarte adevărat. Trebuie știut un singur lucru și militez pentru chestiunea asta, că a mânca sănătos nu înseamnă neapărat a mânca foarte scump. Deci nu, e deja, asta este mai mult decât o găselniță a unora care vor să lupte cu ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos. Nu, să mănânci sănătos înseamnă să eviți oareși cum prăjelile, trebuie să știi ce înseamnă o pastă fiartă corespunzător, nu un piure pe care trebuie să-l mănânci și cu ceva antioxidanți în el, da? Fiindcă un piure poate avea și pătrunjel și usturoi, ceea ce înseamnă
înseamnă că dacă am carbohidrați, omul în general, sau mai bine zis românul, în general se cam duce spre partea de a asocia greșit carbohidrați și proteine animale, de asta vorbeam de piure. Important este cât mănânci sau, mai bine zis, dacă vrei să satisfaci niște pofte din alea profunde și ții neapărat să mănânci un cartof, trebuie să vezi ce înseamnă 100 de grame, 150 de grame de piure de cartof ca și calorii și, trebuie să, și ce înseamnă 150 de grame de cartof prăjiți. Până la urmă, când mergem în acele restaurante în care se spune sunt porțiile mici, acelea sunt porțiile corecte, nu? Alea sunt porțiile corecte și trebuie văzut un singur lucru. Mă zic din punct de vedere al celui care gătește porții mici, trebuie văzut ce înseamnă conținut sau mai bine conținut, da, conținut caloric pentru o porție din aia mică, fiindcă dacă am un jus de carne, un extract de carne care are vreo 400 și ceva de calorii pe 100 de grame, pe 50-60 de grame, dacă folosesc un sos cu smântână grasă 32-35% sau dacă folosesc un sos de gorgonzola, da? Zic o brânză pur și simplu, trebuie să văd câte calorii am acolo. Aici e toată chestiunea. Din păcate ne-am obișnuit să mâncăm cu stomacul, ceea ce nu este ok. Mâncarea se iubește, da? Actul în sine este asociat de foarte mulți specialiști ca unul dintre cele mai fine acte de trăire ale omului, alături de iubire, muzică și desen. Doamne, ce-mi place așa vorbesc! Copiii de astăzi mănâncă sănătos? Nu, copiii de astăzi nu mănâncă sănătos, de asta s-a și născut programul pe care îl promovez foarte mult, Sănătatea începe din farfurie. Nu, copiii nu mănâncă sănătos, 40% din păcate din copiii din România, și asta este cifră reală, sau probabil o parte din cifra reală, suferă de boli datorate nutriției deficiente sau modului nesănătos de hrănire. Responsabilitatea este a noastră, ca și părinți, a sistemului, că până la urmă cred că o oră de educație prin alimentație sănătoasă ar putut să-și găsească loc în programă obligatorie școlară pentru clasele 1-4 și mese rotunde obligatorii pentru studenți. Asta ar ajuta și fermierul local, da? Sustenabilitate. Toate astea fac parte dintr-un ciclu pe care, din nefericire, nu-l vorbim. Ori din neștiință, ori din nepăsare. Acum trebuie văzut. Asta am spus-o din punct de vedere al managerului și al profesorului care predă în cursul de management gastronomic sustenabilitate. Sustenabilitate înseamnă că ai cuprins tot ceea ce înseamnă lanț trofic, ce înseamnă producător local, ce înseamnă distribuitor local. E un cer foarte, foarte bine conturat și dacă ar fi luat în considerație de autorități, am vedea că am putea să facem și economie și la bugetul de stat vis-a-vis de Ministerul Sănătății. Sunt niște puncte care cred că societatea civilă poate să împingă mult mai mult vis-a-vis de ceea ce mâncăm noi în general și, ca să vin la întrebarea pusă, adresată, da, copiii nu mănâncă sănătos din vina noastră.